Legislația permite comercializarea de către persoanele juridice a materialelor pirotehnice, dar asta doar în perioada 27-31 decembrie. Cu toate acestea, însă, comercializarea și utilizarea lor a început deja. Copiii sunt încântați să dea foc pugnitorilor, chiar dacă acestea, această joacă este periculoasă. Legea permite doar comercializarea acestora a pugnitorilor din clasa A și asta doar în locuri special amenajate. Ne puteți scrie pentru a în anumite situații privind utilizarea ilegală a artificiilor pe adresa prețul corect aron protecția În perioada sărbătorilor, materialele pirotehnice sunt foarte căutate și mai ales de copii care nu știu cât de bine știu să le utilizeze. Ce materiale pirotehnice sunt bune de folosit, care sunt comercializate legal și care nu, care trebuie să evitate și care le putem folosi în siguranță. Din păcate, pe teritoriul României s-a creat acest obicei al utilizării materialelor pirotehnice în exces și mai ales pe zona, cum spuneați, copiii încep să utilizeze tot felul de pognitori, ar... da, sunt foarte artificii, tentați. tot felul de obiecte de pirotehnice luminoase. Sunt tentați. Problema majoră este că, din păcate, observăm după aceea, în imediata în perioada sărbătorilor foarte multe cazuri emisiuni de știri, cu cazuri de urgență, cu diferite problematici care au apărut și parcă de la fiecare an în fiecare an dacă ne uităm la știri, sunt cam tot același tip de știri, practic prin acest Că tip nu de învățat... nu se învață lumea minte, da. știi? Problema majoră ar trebui să înțelegem. Legiuitorul a reușit ca pe teritoriul României să introducă câteva restricții foarte importante. Poate, din păcate, nu se aplică atât de Strict poate legislația, datorită faptului că are caracterul penal al utilizării materialelor pirotehnice în afara perioadei permise, iar perioada permise este doar 27 decembrie, 31 decembrie. Ceea ce ar trebui să fim foarte atenți în momentul când achiziționăm un astfel de material, să ne uităm la etichetă, să citim instrucțiunile, să fie în limba română și mai ales achiziția acestor tipuri de materiale să le facem din locuri special uh, autorizate, de la um, comercianți autorizați din spații autorizate și nu din diferite colțuri de stradă, să solicităm bonul fiscal și mai ales sub nicio formă să nu le dăm copiilor să joace de unii singuri, ci să le fie utilizate sub supravegherea unui adult, dacă este prevăzut acest lucru pe instrucțiunile de utilizare, dacă nu doar adulții să le utilizeze. Iar acest tip de obiecte pirotehnice care pot fi utilizate sunt doar cele din clasa 1. Ce înseamnă clasa 1 a obiectelor pirotehnice? Sunt obiecte pirotehnice de distracție foarte mici de tipul spognitorilor, nu, de tipul artificiilor, cu o masă maximă de amestec pirotehnic de 3 grame. Ce de ceea ce înseamnă că trebuie să fie specificat pe etichetă. De exemplu, steluțe, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, mini-facle, ninsori, nere de foc, sateliți. Sunt diferite denumiri, probabil sunt și mai multe, a diferitelor produse care se regăsesc sub această zonă. Totodată ar trebui să înțelegem că acele obiecte pirotehnice foarte mari sau care merg la o distanță foarte mare în aer, acelea nu sunt din clasa 1 și atunci sunt complet interzise atât la utilizare cât și la comercializare. Atât de copii cât și de către adulți? De către oricine, ci doar de către firme autorizate special, care le pot utiliza și în afara acestei perioade, dar au autorizații speciale, persoane desemnate desemnate de specialitate, obțin anumite avize și autorizări de specialitate de la departamentele competente ale inspectoratelor județene de poliție, ale inspectoratelor teritoriale de muncă. Persoanele juridice autorizate pot vinde obiecte artizanale și de distracție fabricate sau confecționate pe bază de amestecuri pirotehnice, iar comercializarea acestora se poate face numai în locurile autorizate de lege este un text destul de așa abracadabra de limbaj juridic. până pe Dar ar fi extraordinar de bine de înțeles că dacă vedem și din păcate deja au început să se audă prin între blocuri anumite pognitori și uratur tot felul de. Asta înseamnă că atât comercializarea a fost ilegală, cât și utilizarea este ilegală. Ar trebui să avem acest act de civism în care să facem o sesizare, să ridicăm această problemă, fiindcă o pognitoare sau un obiect de acesta pirotehnic utilizat în neconformitate poate să producă o vătămare corporală atât celui care îl utilizează, dar de cele mai multe ori și celor din preajmă sau cei care până la urmă trec din greșeală prin acea zonă confecționarea, deținerea, comercializarea, importul sau folosirea a oricăror altor tipuri de operațiuni și care se fac fără drept și fără autorizație, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an. Ar trebui să înțelegem acest lucru. Nu e vorba doar de o amendă, este vorba de închisoare, fiindcă este o problemă destul de gravă ca, prin care uh, autoritatea a considerat că trebuie să o treacă din caracterul sancționator-contravențional la caracterul sancțional uh, penal. Consumatorul trebuie să știe că este interzisă folosirea materialelor pirotehnice între orele 24 și 6 dimineața, cu excepția perioadelor autorizate, ceea ce înseamnă că pot să se obțină anumite autorizații speciale. De la autoritatea competentă pentru a utiliza astfel de materiale pirotehnice cu ocazia unor evenimente de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale. De exemplu, focurile de artificii din noaptea de anul nou, de la 12 noaptea, care se întâmplă în anumite piețe, să spunem, ale fiecărui oraș, aproape din România, comună, etc., care se fac de către firme autorizate contractate de către autoritatea publică sau de către o societate comercială, având o autorizație specială pentru acest tip de uh, evenimente și atunci poate să se întâmple chiar în afara acestei uh, perioade când sunt interzise între orele 12 noaptea, practic și 6 dimineața. Totodată nu se pot utiliza la o distanță mai mică de 50 de metri de construcțiile de locuințe care au până la 4 etaje. Iar pentru cele care au peste 4 etaje, nu au voie de a fi utilizate la o distanță mai mică de 100 de metri totodată la o distanță mai mică de 500 de metri de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrarea combustibililor lichizi sau soliți de instalațiile de gaze. Adică restricțiile sunt foarte clar stipulate în, în lege. Problema este ca în general, cei care comercializează să fie foarte clar și când se autorizează nu să facă doar actul de a depune niște hârtii, ci a și înțelege ce au de făcut, de a înmâna și a informa consumatorul care dorește să achiziționeze un astfel de material pirotehnic, dar mai ales consumatorul responsabil și mai ales părinții când achiziționează astfel de materiale pirotehnice, să nu creadă că lasă că sunt sărbătorile și face un capriciu copilului și dintr-o faptă pe care se credea că a fi bună, să ajungem la o faptă, să spunem, din punct de vedere a constatării unei infracțiuni, unei contravenții sau, Doamne ferește, de a ajunge pe la spitalele de urgență. Aceste materiale sunt comercializate în special în piețe. Credeți că toți acei comercianți Să au, au toate avizele... în ce formă se poate face în piețe? Și atunci se probleme. întâmplă. Dar și nici nimeni nu face sesizări, nici poate autoritățile competente poate nu iau măsurile, dar acum ar mai trebui să mai conștientizăm ceea ce spuneam și în alte emisiuni, a faptului că nu se poate ca lângă fiecare cetățean să avem un reprezentant al statului. Este o perioadă în care uh, trebuie și circulația coordonată, trebuie da. supravegheate și magazinele că se înmulțesc furturile, tâlhările, trebuie să fie și la zona aceasta a comerțului și atunci sunt destul de, să spunem, uh, Uh, multe problematici care trebuie să spunem uh, luate în considerare, dar aici e și o problemă de educare, de civiz, de modul nostru de comportament în societate. Aș vrea totodată să spun că și la o distanță mai mică de 500 de metri de păduri, cât și pe drumurile publice deschise, circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane. Deci nu în piețe, nu pe trotor, nu pe carosabil. Nu sunt nicio formă. Și e adevărat că din toate ce am înșirat, aproape în toate locurile se întâmplă. Și ce este o problemă, în primul rând, a celui care achiziționează, a celui care vinde, și a autorității care ar trebui să supravegheze. Aveți o situație și cu amenziile date pentru încălcările acestei legi? Pentru că, cu siguranță, nu au nu sunt amen, amenzi, sunt infracțiuni. Ah, Sunt infracțiuni și confiscarea. Și o să vedem, atât pe posturile de știri, cât și în comunicatele autorităților competente, că s-au mai confiscat, s-au mai confiscat, s-au mai sconfiscat. Din păcate, probabil, genul acesta de mesaj nu face ca cei care Comercializează, iar mult dintre ei poate nu conștientizează gravitatea faptei din punct de vedere a unei infracțiuni. Toată la ce trebuie să fim foarte atenți când achiziționăm un produs. Eticheta trebuie să fie neapărat în limba română, categoria din care face parte respectivul obiect pirotehnic, și doar din cele din clasa 1 pot fi utilizate și comercializate de către consumatorul cetățean. Simplu, instrucțiunile de folosire să fie foarte clare, explicate chiar cu pictograme în care cetățeanul să poată să înțeleagă exact ceea ce trebuie să facă, termenul de garanție, fiindcă au un termen de garanție și aceste obiecte pirotehnice, precum și pericolele care pot apăra la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Fiindcă chiar dacă cumpărăm, să spunem, câteva obiecte pirotehnice, le punem în casă, să spunem, le-am cumpărat pe data de 27 ca să le folosim în noaptea de revelion, da. utilizându-le, să spunem, prin depo sau depozitându-le neconform, lângă o sursă mai tare de căldură, lângă, să spunem, Bradul de Crăciun sau lângă un um, conductor electric care, prin încălzirea lui, poate să declanșeze, să spunem, respectivul material pirotehnic și să ne trezim cu un incendiu sau cu Doamne ferește, cu alte problematici. Trebuie să fim foarte atenți, datorită faptului că, până la urmă, nu este o joacă, este ceva inflamabil și chiar explozibil. Că de asta se numesc materiale pirotehnice. De la faptul că o cutie de chibrituri nu o să o ținem niciodată lângă aragaz, Doamne ferește, ia foc da. și creează o flamă, da, păi atunci un material pirotehnic. Concluzia ar fi să doar din spații autorizate să vedem să aibă toate inscripțiile uh, în limba română, instrucțiunile de utilizare, clasa, iar clasa nu alta decât clasa 1 este pentru comercializare către persoanele fizice, toate informațiile să fie în limba română, termenul de garanție și ceea ce este cel mai important, solicitați bonul fiscal păstrați bonul fiscal pentru a putea face o sesizare, cât și pentru a avea dovada justificativă și să nu ne fie frică să luăm atitudine, să facem o plângere, o sesizare și nu în ultimul rând, mailul emisiunii cred că poate să fie un mijloc foarte util în comunicarea directă, facilă și foarte rapidă cu cetățeanul. Și niciodată nu trebuie să cumpărate din piețe, de la comercianți din spații care autorizate, prezintă marfa pe jos. Care prezintă marfa pe jos, pe la colțuri de clădiri, în diferite spații și mai ales să nu lăsăm copiii să achiziționeze acest tip de produse, să avem grijă în momentul în care le utilizează, dacă pe instrucțiune scrie că trebuie supravegherea unui adult sau sunt interzise, de așa să atunci așa să facem, să nu le utilizăm lângă butelii de gaze, să, să, să nu le păstrăm, să nu le utilizăm pe lângă diferite butelii, să avem foarte mare grijă, de exemplu, când le utilizăm afară și dacă mai ales avem instalații electrice prin curte, pe lângă casă, pe drumuri, etc., să fim foarte atenți în utilizarea și manipularea acestor obiecte, când le punem în mașină, le mai punem, Doamne ferește, în portbagaj, în portbagaj mai avem vreo lavetă sau ceva îmbibată în, da, în benzină. sau avem o canistră pe jumătate cu benzină și se poate crea un cocktail care prezumția de a Doamne ferește de a crea un ecaz este destul de mare. Și în general avem acea idee, mie nu mi se poate întâmpla, iar când ni se întâmplă spunem, dacă știam. Și atunci este extrem de important și acest tip de mesaj, mai ales pe zona aceasta a materialelor pirotehnice și să nu ne fie frică de a lua atitudine, de a face o sesizare, până la urmă este un act civic și nu numai că nu facem un, să spunem, un rău celor din jurul nostru, ci este o prevenție reală, un sprijin al autorităților. Autoritatea trebuie să fie în sprijinul cetățeanului, iar cetățeanul trebuie să fie parte a comunității și să aibă grijă de comunitate.